Bună dimineața, rândul 19 ne așteaptă acum cu mare nerăbdare. Mergem cu picioare alunecate până vă spun eu acum până unde, până ajungem la primul picior din prima grupă de aici. Până aici, prin primul picior. Și acum facem 3 ochiuri de lanț ca să ridicăm rândul. Mm. Și din picioarele astea, din mijloc, luăm câte unul. Și amândouă le lucrăm împreună. Și în ăsta facem un picior separat. 4 ochiuri de lanț. Și de aici luăm un picior mare. Și din piciorul 2 și 3 o să facem unul singur. Așa, acum le lucrăm amândouă împreună și mai facem unul separat. Și 4 ochiuri de lanț. Suntem la ultima grupă de picioare mari. Facem unul, pe al doilea și pe al treilea le lucrăm împreună. Și ultimul le lucrăm separat. Și 4 ochiuri de lanț. Aceeași chestie se întâmplă și cu cele din colț. Așa. Un picior mare separat. 2 și 3 le lucrăm împreună. Unul separat. 4 ochiuri de lanț. Deci fata mă îngână într-una. Un picior mare. 2 și 3 le lucrăm împreună. Ultimul lucrăm separat și 4 ochiuri de lanț. Stați un pic. Deci fiecare grupă se execută la fel. Am crezut că s-a oprit. Am greșit. Bun. Al doilea și al treilea lucrăm împreună. Ultimul lucrăm separat și 4 ochiuri de lanț. Da. Și sărim peste astea două picioare mari și mergem la arcada mică și vom executa aceleași mișcări. Un picior mare, 2 și 3 le lucrăm împreună și un picior mare și 4 ochiuri de lanț. Și tot așa. Acesta a fost rândul 19. Peste tot se lucrează în acest mod. Să începem rândul 20. Facem 3 ochiuri de lanț. Și luăm câte un picior mare din fiecare și lucrăm tot împreună. Facem 3 ochiuri de lanț. Și în mijloc facem un picior alunecat și în următorul ochi de lanț, iarăși un picior alunecat și 3 ochiuri de lanț. Când ajungem aici, iarăși luăm câte un picior mare și lucrăm toate picioarele împreună. Uitați cu ce fire, cu ce defecte vin firele astea de la Alize. 3 ochiuri de lanț și o să ptice exact unde am modelul mai sensibil. Facem un ochi alunecat pe mijlocul de arcadă și încă unul în următorul. Și nu văd de flacele astea. Hai că poate să maschează aici în spate și eu trage firele alea. Să nu se vadă. 3 ochiuri de lanț. Ce, care e problema? La noi, în partea asta, se floace și floci și regionalisme. Luăm câte un picior mare din fiecare. Sunt 3 picioare mari lucrate împreună.
Și iarăși facem trei ochiuri de lanț. Și, bineînțeles, câte un picior alunecat pe mijloc. Unu. Și în următorul, al doilea. Și trei ochiuri de lanț. Și acum, e foarte evidentă treaba că păstătăsul lucrează la fel, inclusiv pe colțuri. Din fiecare luăm câte un picior mare și le lucrăm împreună. Deci sunt trei picioare mari lucrate împreună. Le închidem acum la oaltă. Trei ochiuri de lanț. Și două picioare alunecate aici pe mijloc. Unu și al doilea. Și trei ochiuri de lanț. Vreau să termin astăzi fața asta de masă, pentru că deja am apucat o altă mâncărime de dejun și abia aștept să lucrez. Plus că am multe chestii începute și timpul mic cam scurt. Acesta a fost rândul 20. Hai să ne luăm și bomboana aferentă, pentru că v-am promis că așa se va întâmpla. Chiar dacă așa am mai mult de editat. În rândul 21 e cel mai simplu ever. Nici nu mai fac nimica așa cum e. Fac 8 ochiuri de lanț. Și sărim aici unde am avut cele 3 piciorușe mari lucrate împreună. Aici vom face un picior mic. Și iarăși 8 ochiuri de lanț. Picior mic, iarăși în locul unde am făcut cele 3 picioare mari lucrate împreună. 8 ochiuri de lanț. Ne-am călcat pața. Inclusiv în colț. În colțuri. Exact aceeași chestie. Să găt odată și mâncarea de făcut. Că nu mai pot de foame. Așa. Și ne vedem la rândul 22 și cu acela se va încheia. Aghi, da. Astea sunt mai bune decât astea verzi. Rândul 22 și ultimul. M-am dus până în arcadă cu un picior mic și mai ridic cu 3 ochiuri de lanț. Care o să țin în loc de picior mare. Mai facem încă 4 picioare mari. În total să fie 5, cum s-ar spune. Facem celebru picot de 3 ochiuri de lanț. Și în primul fac un picior mic sau alunecat, depinde cum aveți voi chef și cum vi se potrivește modelul. Și mai faceți încă 5 piciorușe mari în aceeași arcadă. Da? Să focalizăm un pic mai bine. Și mergem în următoarea arcadă și facem aceeași chestie. 5 picioare mari, un picot pe 3 ochiuri de lanț și iarăși 5 picioare mari. Foarte simplu și rândul ăsta. Deci mi-a făcut o plăcere enormă să fac fața asta de masă pătrată. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă nu îmi pare rău, nu pot mulțumi pe toată lumea, pentru că sunt om și asta mi-ocupă tot timpul. Plus că vin sărbătorile la mine, nu vine menajera și bucătăria asta să-mi lucre pe-n casă, deci mai trebuie să pregătesc și la fata asta rochea de botez. Așa că cam cu atâta. Atâta pot, atâta am, cu atâta mă descurc. O să revin cu miniatura și să avem
Spor bun, până data viitoare!